Numeroși credincioși au venit astăzi la schitul Feneș din județul Caraș-Severin să se roage Sfântului Ierarh Nectarie pentru a primi vindecare sufletească și trupească. În cinstea ocrotitorului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. La schitul Feneș din județul Caraș-Severin, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în altarul de vară al așezământului monahal. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au închinat la racla cu un fragment din moaștele Sfântului Nectarie, dar și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă de la parohia Măru din protopopiatul Caransebeș. În acest așezământ monahal l-am cinstit și noi, după putere, pe Sfântul Ierarh Nectarie, care a îmbrățișat viața îngerească din tinerețe și a dus la propriu o viață îngerească, imitându-i pe Sfinții Îngeri și pe toți marii sfinți ai bisericii noastre. Sfântul Ierarh Nectarie a dat dovadă de multă smerenie, de multă răbdare și de multă dragoste. A înțeles Sfântul Nectarie că trebuie să-și iubească și vrășmașii, trebuie să iubească pe cei care îi fac rău. Sfântul Nectarie s-a rugat pentru cei care îl contestau, chiar frați ai lui din biserică, și a asumat crucea vieții și în chip smerit l-a urmat pe Hristos până la suflarea cea mai de pe urmă, răspândind cuvântul lui Dumnezeu și dând tămăduiri celor care au avut nevoie de ajutorul lui. Ziua de 9 noiembrie pentru mănăstirea de la Feneș este o zi deosebită, întrucât își serbează patronul spiritual pe Sfântul Ierarh Nectarie, taumaturgul de la Eghina. Suntem bucuroși pentru că la această sărbătoare, pe lângă faptul că pelerinii au avut posibilitatea să se închine la o părticică din moșile Sfântului Nectarie, au avut posibilitatea de asemenea să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă de la parohia Măru, o icoană veche de peste 500 de ani, care se pare că a fost pictată în muntele Athos și la care credincioșii au mare evlavie. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această zi prea frumoasă, care ni s-a făcut în dar în această sărbătoare, în care îl cinstim pe Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul. Știm cu toții că Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul a fost parcă un dar ceresc trimis pentru toți oamenii necăjiți, pentru cei bolnavi sau suferinți. Pentru că Sfântul Ierarh Nectarie l-a iubit pe Dumnezeu încă din copilăria lui, iată că a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Și atât în viața lui pământească, dar mai ales după ce a trecut în împărăția lui Dumnezeu, Sfântul Ierarh Nectarie este gramnic, ajutător și tămăduitor celor suferinți și bolnavi. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un diacon.